N-am fost bucuros când ne-a luat prima dată mașină, cum sunt bucuros. Care e lucru de care vi dor cel mai mult să-l faceți, pe care îl puteați face înainte? Să muncesc, domnule. Dacă aș avea un cărișor electric, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Încoace bine cumva, dar greu copșoară. Greu. Ne-ai așteptat? E, cu sufletul aici am așteptat. Și afară, Matali, când ieși? Cum te duci? Unde ieși până afară? Aici, până la poartă, atât. Mai mult nu pot să mă duc. Că mă tem. Noi suntem aici pentru că am venit să vă aducem ceva frumos. Și m-a bucurat, e? Dacă aș avea un cărișor electric, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Cu sufletul aici am acceptat. Așa, gata, s-a oprit. Da, nu văd cheia. Unde vrei să faci primul traseu? Cu... Mă duc până la asfalt de bani. Hai de mine și mă duc. Deci, mergi fără nicio treabă acum, numai de bucurie. Fără nicio restricție. Ce semnifică pentru dumneavoastră ziua de astăzi? O bucurie. O bucurie că azi împlinesc 66 de ani. Dar Matale, și azi e ziua Matale? Azi e ziua mea de naștere. Domnul se binecuvinteze. La mulți ani. Deci de ziua Matale, un dar din partea Domnului. Mare. Asta e de la Domnul, nu e de la noi, e de la Domnul. Pentru ce vrei să mă rog? Pentru sănătatea mea. Te rog ca tu să fii ajutorul lui, te rog ca tu să-i dai putere. Atunci când se simte slăbit, te rog să-l întărești. Atunci, Doamne, când se simte fără speranță, te rog să-i dai speranță, Doamne. Te rog să-i dai bucurie în inima lui, Doamne. Și cum este această zi, o zi de bucurie pentru el, te rog să faci ca această bucurie să crească din zi în zi, Doamne. De Dumnezeu, la întreaga familie, sănătate, la copii, la părinți, la frați, la surori, la ce aveți, vă dea bucurie și sănătate. Știi bucuria unui copil când vede o jucărie în raftul unui magazin? Așa a fost el, Neamii Luca. În ziua când a primit scuterul, a plecat direct în sat, să vadă oamenii, să vadă chioșcul, să vadă sătenii, să vadă câte s-au mai schimbat când este imobilizat la pat. Asociația MGM, din dragoste pentru oameni. Implică-te într-un proiect extraordinar. Un leu pe zi. Asociația Misiunea Generației de Mâine. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la numerele din descriere.